Morcovi caramelizați pe pat de cremă de tofu. Foarte simplu de făcut. Am curățat și spălat morcovii, i-am tăiat în jumătate, pac, pac, pac și hop în tavă. I-am stropit cu ulei de măsline, sirop de arțar și tamari. Dacă nu aveți, puteți înlocui cu sos de soia. Apoi i-am condimentat cu ghimbir, coriandru, piper cayenne și usturoi deshidratat. I-am amestecat, aliniat și pus la cuptor la 200 de grade pentru 20 de minute. Și după 15 minute i-am întors și pe cealaltă parte. Pentru crema de tofu am folosit tofu afumat, tahini sau pastă de susan, usturoi, zeamă de lămâie și iaurt vegetal. Amestecăm bine, bine, bine și ne apucăm de asamblat. Am așternut un strat de cremă de tofu, doamne cât de pufoasă a ieșit. Pe deasupra am pus morcovii frumoși caramelizați, niște semințe de susan, pătrunjel că nu se poate fără și, bineînțeles, niște ulei de măsline. Ne zice imediat Andreea cum a ieșit, hai să vedem. Bun, domnule, bun!